Tribunalul Maramureș informează că instanța a respins propunerea formulată de Direcția de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Biroul Teritorial Maramureș, de arestare preventivă a unei băimărence în vârstă de 50 de ani, cu locuința efectivă în Spania, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la trafic de droguri de risc, prin introducerea lor în țară fără drept. Judecătorii au dispus în schimb măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile începând cu 4 decembrie. Pentru a dispune arestarea la domiciliu a inculpatei, instanța a reținut că în cauză există indicii temeinice care să justifice presupunerea că aceasta, la solicitarea fiului său și a fostului soț, coinculpați în dosarul instrumentat de DICOT, Biroul Teritorial Maramureș, a expediat din Spania la data de 4 noiembrie 2018 prin intermediul unei firme de curierat, două colete conținând cantitatea totală de 4,16 kg de drog, de risc, cannabis, drog introdus efectiv în țară la data de 6 noiembrie și interceptat de organele de ordine la data de 8 noiembrie 2018, în momentul preluării coletelor de către destinatari. Se arată în comunicatul Tribunalului Maramureș. În același document se precizează că inculpatei au fost impuse obligațiile de a nu părăsi imobilul în care locuiește în Baia Mare fără permisiunea judecătorului de drepturi și libertăți, de a se prezenta în fața organului de urmărire penală a judecătorului de drepturi și libertăți a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată. Ori de câte ori este chemată și de a nu lua legătura cu fiul și fostul soț. Cei doi coi inculpați sunt arestați preventiv din 9 respectiv 16 noiembrie. Femeia poate contesta hotărârea Tribunalului Maramureș în termen de 48 de ore de la pronunțare.